Râzi în hohote la Ai Umor cu Unibet. Mănâncă șaorma cu tot cu hârtie. Pregătiți-vă că vin băieți. Fermecată de frumusețea cavalerilor, Chiperbii vrut să impresioneze cu vocea sa suavă, înainte de a se decide pe care dintre cei trei îl va alege. Tu ești soarele meu! Ești viața mea! Ești aerul pe care îl respir! Da, e bună, mă, e Ce bine joacă cel din mijloc. Super. Bine. Stai că a venit, stai că... Stai în sală. Eu, uite cum face. Mulțumesc.
4, 5, 6 oameni au muncit. Fata a căzut frumos de la etaj. Cred că a căzut la etaj din cauza șaormei. Cred că au pus ceva prost în ea. A fost mișto și a fost diferit momentul și mi-a plăcut că a adus oameni din nou ca să creeze o scenă mai teatrală. Cel mai amuzant moment al numărului artistic a fost când ăia își luau gâtul și aia pipăia mult pe c***. Stați cu minți! Stați cu minți! Prințesa războinică, bă, băiatule, să vezi ce minția pe ea. Este foarte clar că Roxana Chiperi este o fată foarte periculoasă, cu abilități ascunse, cu o forță nebănuită, care în condiții misterioase poate deveni violentă. O persoană care trebuie evitată pe stradă. Râzi în hohote la Ai Umor cu Unibet.